Poliția Prahoveană a întocmit săptămâna trecută numai puțin de 25 de dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului. Agenții de la circulație au efectuat filtre la intrările și ieșirile din orașe, în special dimineața, fiind utilizate peste 1800 de testări etilotest. Desigur că avem în vedere nu doar intervalul acesta al dimineții și zilele lucrătoare, când cei tentați sau obișnuiți nu prea apucă să consume alcool, ci vor fi mai prezenți, în mod special după lăsarea serii și în weekend, momente când, din experiența pe care o avem, o rată mai mare de depistare a conducătorilor auto sub influența alcoolului. Totodată, în urma controlelor de săptămâna trecută, au mai fost reținute 40 de permise de conducere tot pentru alcool la volan, însă șoferii au fost sancționați doar cu contravenție.